Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit pe canalul La Română, așa că un ropot de like-uri pentru acest minunat canal. Așa, în cadrul acestui videoclip, dragilor, ce credeți că o să facem? Vom vorbi despre una dintre cele patru cerințe cu care s-ar putea să ne întâlnim la subiectul numărul 2. De unde știu că sunt patru cerințe? E bine, conform programei, există o multitudine de cerințe, dar dacă ne raportăm, atenție, la tot, absolut tot, și aici luăm în calcul și sesiunea specială și simulările și absolut tot, există patru cerințe. De fapt, trei cerințe, a patra a fost inclusă în testele de antrenament. Avem așa, pentru genul liric, ideea poetică și mijloacele artistice, pentru genul epic, perspectiva narrativă, prezentarea ei, pentru genul dramatic, didascaliile, veți întâlni cerința de notații ale autorului, că este mai simplu, așa, denumirea este mai simplă, și caracterizarea personajului, aici puteți avea fie text epic, fie text dramatic, deoarece personajul este o instanță care se regăsește și în teatru și în tot ce ține de genul epic. Știu, un fragment extras dintr-o novelă, dintr-un roman, dintr-o schiță, orice altceva care se încadrează în genul epic. Nu avem personaje în genul liric. Bun, am ales o poezie redactată de Lucian Blaga. Nu am acces la Blaga de la Oradea. Se numește Stele lor și poezia sună așa. Comare de îndemnuri și de oarbe năzuinți în mine, mă închin luminii voastre stelelor și flăcări de adorare m-ard în ochi ca niște candele de jertfă. Fior ce vin din țara voastră îmi sărută cu buze reci de gheață trupul și înmărmurit vă întreb spre care lume vă duce și spre ce abisuri pribeag cum sunt, mă simt azi cel mai singuratic suflet și străbătut de avânt, alerg dar nu știu unde. Un singur rând, mirează și putere. O, stelelor, nici voi n-aveți în drumul vostru nicio țintă, dar poate tocmai de aceea cuceriți nemărginirea. Observăm clar că este o poezie modernă, nu? Absența elementelor stricte de prozodie ne conduce spre această afirmație. Apoi, evident, tehnica îngambamentului, dar ce înseamnă îngambament? Când eul liric alege să continue ideea pe rândul următor, da? Nerespectând o structură gramaticală, a continuă rândul următor cu literă mică, practic își continuă ideea, îngambamentul are un rol important, nu încorsetează fluxul de gândire a eului liric, îi conferă libertate de exprimare, la fel și elementele de prozodie, așa le încorsetau cumva mesajul. Poezia modernă se centrează mai mult pe transmiterea mesajului. Tematica în poezia modernă este filozofică, raportul dintre eul liric și poezie, raportul dintre eul liric și trecerea timpului, da? Omul în raport cu marile mistere ale existenței. Iar în această poezie avem raportul dintre eul liric și trecerea timpului. Transmisă. Oh, am bătut repede la mașină, mă scuzați. Așa, prima oară, dragi prieteni, vă recomand să începeți cu definiția ideii poetice. Ilustrează mesajul central expus de poezie. Nu? Ideea poetică, mesajul. Care este ideea? Îmi spui, care este ideea ta? Adică care este esența a ceea ce spui tu, nu? Am o idee. Practic trebuie să reducem cumva poezia la esența ei. Despre ce este vorba în această poezie? Asta este ideea. Trebuie să ne gândim ideea, nu? Să înțelegem foarte bine termenii. Dacă înțelegem foarte bine termenii, nu avem probleme, dragi prieteni. Nu? Ideea este mesajul transpus, iar mijloc artistic, spune un mijloc, da? Microfonul este un mijloc prin care ajung la voi. Mijlocul artistic este un instrument. Un instrument prin care poetul transmite, concretizează ideea. Ce este instrument? Aceste instrumente sunt figuri de stil, imagini, elementele de prozodie sunt instrumente.
Practic, el trebuie să folosească un arsenal, dacă vreți, un arsenal prin care să concretizeze ceea ce vrea să transmită, adică să ajungă la voi. Prin ce fel de mijloace mesajul ajunge la voi, da? Prin figuri de stil inedite, printr-o muzicalitate extraordinară. Tehnicile, engambamentul, este un instrument. Totalitatea de elemente menite să concretizeze ideea. Ideea poeziei, ideea transmisă de instanța lirică, da, știm din ciclul gimnazial că eul liric, dragi prieteni, nu este poe, nu este autorul concret, da? Eul liric nu este Lucian Blaga, ci instanța, trimisul delegatului Lucian Blaga, pentru că tu, ca om, poți să ai tot felul de defecte, iar ca poet, ești un inspirat, ești ales. Și de asta nu trebuie să facem această confuzie grosolană. În această operă, după ce am dat definiția, identificăm tema. Da? Pentru că ideea merge mână în mână cu tema. Da? Tema este ceva general. Putem avea tema iubirii și putem avea o idee care se pliază, evident, pe tema iubirii. Ideea că iubirea nu te conduce spre fericire. Putem avea un antiromantism sau deromantizare, cum ar spune cineva. Identificăm tema aici. E trecerea timpului, evident pot fi mai multe teme într-o poezie, da? Mai ales o poezie modernă, da? Momentul în care spunem poezie, dragi prieteni, spunem plurivocitate. Adică există diverse variante de interpretare și toate pot fi corecte, nu? Este foarte relativ totul când vorbim de literatură. Literatura nu este știință, nu poate fi redusă la ceva concret. Ar fi absurd și ne-am bate joc de scritori și de munca lor. Eu am identificat trecerea timpului și atingerea absolutului. Eul liric este în ipostază de admirator a stelelor care cuceresc nemărginire. Aici avem și o concepție taoistă, nu? Abandonându-te, abandonul care te conduce spre primordial. Nu ți se spune că dacă te arunci în râu și te lași purtat de val, dacă lași viața să te trăiască, vei ajunge la sursă, vei ajunge în fluviu, vei ajunge la ocean la un moment dat. Vei ajunge de unde ai venit, iar Lucian Blaga se află singuratic, se află pribeag, dar se consolează cu faptul că stelele n-au nicio țintă în drumul lor și cuceresc nemărginirea. Poate aceasta este atitudinea stelași purtat, călăuzit de marele tot. La mijloc, la nivel de mijloc artistic, observăm o abordare modernă. Evident, această interpretare este una dintre variantele posibile. Am încercat în principiu să vă ofer un algoritm de pătrundere în această cerință de la subiectul numărul 2, care presupune o pseudo-interpretare. E o glumă până la urmă, subiectul 2, dar dacă la școală nu se pune accent măcar cât de cât pe interpretarea textelor la prima vedere, devine o glumă serioasă. Dacă v-a plăcut acest videoclip, rupeți butonul ăla de like și are să facem 1 milion de abonați. Vă pup, vă iubesc!